Primarul comunei Prigoria vrea să scoată la licitație serviciul de dezăpezire. Iuliana Iliescu spune că primăria nu poate face față iernii și vrea o firmă care să scoată zăpada din comună. Aș merge anul acesta și pe o firmă de dezăpezire, având în vedere că avem foarte multe drumuri de întreținut și nu am posibilitățile tehnice pentru a întreține singură aceste drumuri pe tot parcursul iernii. Am făcut asta anul trecut, am ieșit într-un final cu bine, dar cu foarte mari eforturi. Edilul spune că dezăpezirea ulițelor mai mici se va face tot de primărie, cu utilaje proprii, însă acestea nu fac față întregii suprafețe. Am și niște utilaje, dar, așa cum v-am explicat, nu fac față. Dar voi face și cu ele dezăpezirea, pentru că totuși ne aflăm într-o comună cu ulițe de țară, unde lățimea lor nu permite intrarea unor utilaje mai performante și atunci pe aceste ulițe vom interveni noi, iar pe drumurile pe care le-am asfaltat acest mandat și pe drumul județean vor interveni firmele. Anul trecut au existat acuze la adresa consorțiului care a dezăpezit drumurile județene din Gorj, una dintre firme anunțându-și retragerea.